Oare oamenii cu bun simț devin ușor, ușor pe cale de dispariție? Persoanele vârstnice consideră că această calitate s-a pierdut odată cu trecerea timpului, iar cei 7 ani de acasă nu mai există. Felul în care mergem pe stradă, modul în care salutăm sau în care ne comportăm în familie și la serviciu spun ceva despre noi. Pentru majoritatea, bunul simț se traduce prin gesturi esențiale, precum folosirea formulelor de mulțumire pentru serviciile oferite de ceilalți. Însă acest lucru înseamnă mai mult decât atât. Depinde unde porți în societate. Dacă ești civilizat, ai bun simț, dacă nu ești civilizat, n-ai. Credeți că în ziua de azi tinerii mai au bun simț? Prea puțin. S-a cam dus. Ce te ia de acasă? Ăsta e bunul simț. Dacă în familia educație bună și ești educat bine, ai ce bunul simț și respecti tot ce dorești. Poate, în realitate, nu bunul simț a dispărut, ci modestia, responsabilitatea și simplitatea. Întâlnim peste tot tineri care nu știu să salute o persoană mai în vârstă sau nu știu cum să li se adreseze. La noi a dispărut. A dispărut bunul simț. Toată lumea vrea să vină de gata să nu mai respecte pe nimeni. Nu mai știu să dea bună dimineața, nu mai știu să dea bună ziua. Bunul simț înseamnă ai 7 ani de acasă, domnișoară. Dacă ai avut pe 7 ani de acasă, mergi în societate. Dacă nu ai, trăiești degeaba, ca un parazit. Uitați-vă în stânga, în dreapta. Dacă întrebi pe cineva de vreo, nu întoarce spatele, nu răspunde. Asta ține de educația din familie. În familie se formează omul. Nu la școală, nu învățătorii îți devină. Familia, tata și mama l-a crescut. Poate în ziua de azi, într-o lume atât de agitată, nu se mai pune accentul pe respectul față de cei din jur. Cuvintele te rog, mulțumesc, în special pentru vârstnici, reprezintă cheia bunei funcționări a mașinii numită civilizație.